Bună ziua! Interviurile PSN News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul senator Lucian Romașcanu. Bună ziua, domnule senator, și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Partidul Social Democrat va merge astăzi la consultările cu președintele Klaus Iohannis. Cu ce mandat va merge PSD de această dată? De această dată lucrurile sunt în desfășurare și cred că vor mai exista niște întâlniri ale conducerii cu partenerii sau posibilii noștri parteneri. Mandatul de ieri era să nu avem o propunere de prim-ministru, având în vedere că atunci când am avut-o și aveam și premizele să putem instala un guvern după cele 261 de voturi împotriva lui Orban, nu am fost băgați în seamă. Și nu cred că are rost să mergem să batem la uși închise permanent. Am văzut că și Partidul Național Liberal are cam aceeași variantă. Nu merge cu nicio propunere. Partidul Național Liberal a intrat în propria capcană și vor deconta, sunt convins, pentru că deși există sigur electorate captive, să le spunem, sau cor electoratul fiecărui partid, nehotărâții sau oamenii care vor să-și stabilească o direcție de vot pentru acest an, vor judeca și vor decide în consecință. Nu se poate să pui un guvern, cum și-au pus ei guvernul prin urmare moțiunii de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, fără să aibă nimic pregătit. Toate declarațiile lor au fost, o să vedem ce se întâmplă la moțiune și după care o să venim. Și au fost luați prin surprindere? Cred că da, și în momentul în care s-au trezit la guvernare n-au avut nici program de guvernare, n-au avut nici echipă, încă se pun oameni în echipele, în echipa guvernului interimar demis Orban. Același lucru l-au făcut și cu anticipatele. Sigur că este o decizie politică, ca să nu-i spun politicianistă. Faptul că te vezi pe val, ai în anumite sondaje 45% și vrei să, cum să spun eu, fructifici cât poți de repede această simpatie a electoratului, intră în logica jocului politic, dar cu o singură minimă condiție, să-ți faci alianțele necesare care să te ajute să-ți îndeplinești acest scop. Nu bagi țara în criză, pentru că ce se întâmplă de ceva vreme încoace și se va mai întâmpla o perioadă este efectiv o criză politică fără sens, doar cu scopul de a avea anticipate, fără să ai pregătit absolut nimic. Dacă ești într-o alianță care își dorește acest lucru, pe care poți să o convingi să meargă spre această direcție, lucrurile erau rezolvate de mult. Mai avem o probă de ușoară ipocrizie la USR, care atunci când s-a votat guvernul Orban, puteau să voteze împotriva. Și atunci ar fi avut primul pas preanticipat. Nu-mi dau seama dacă există vreo rațiune, dacă există logică, dacă își folosesc inteligența pentru așa ceva, pentru că tot ce au reușit să obțină a fost o hărmălaie publică paralelă total cu agenda publică. Nu și ating nici scopul cu anticipatele, bagă și țara în criză și încearcă cu o, cum să spun eu, energie demnă de o cauză mai bună să arunce această vină în curtea PSD-ului, deși PSD-ul, partid minoritar în Parlament în acest moment, în opoziție, nu are cum să participe la acest joc. Spuneați dumneavoastră că Partidul Social Democrat ieri nu avea o variantă de premier cu care să meargă la consultări sau nu voia să propună. Ce s-a schimbat de ieri până astăzi? Nu știu dacă s-a schimbat ceva, nu am luat legătura cu conducerea partidului. Știu din declarațiile lui Marcel Ciolacu că vor exista astăzi întâlniri cu Victor Ponta, cu Călin Popescu-Tăriceanu, eventual cu DMR-ul, dacă va exista o concluzie la aceste întâlniri, o să o vedem la consultări. Eu nu știu în acest moment. Dar își dorește PSD să preia guvernarea acum? PSD-ul și-a dorit să preia guvernarea printr-un premier apolitic, sigur, cu orientare de stânga, vorbesc de Remus Pricopie aici, pentru a avea un guvern de specialiști care să meargă, să conducă țara în acest an peste două campanii electorale, prin două campanii electorale și prin potențialele crize care sunt la granițele României. Nu am reușit să-l clintim pe domnul președinte Iohannis din decizia dumnealui de a nu pune vreodată un premier venit din zona PSD-ului. Nu văd de ce am continuat să insistăm în această direcție. Deci nu-și mai dorește PSD acum să preia guvernarea. Este o criză pe care domnul Iohannis și PNL-ul au pornit-o. Cred că au responsabilitatea maximă să o și rezolve. Dar ar susține Partidul Social Democrat un liberal premier? Nu domnul Ludovic Orban, că am înțeles. Nu l agrează nostru PSD. Un alt nume în PNL există pe care PSD să-l susțină pentru funcția de premier? Atâta timp cât vorbim de guvern politic, PSD-ul nu poate susține un guvern politic PNL niciodată.
și ideologic și din punct de vedere al tristelor experiențe pe care le trăim de 3 luni încoace. Nu, răspunsul este nu. Bun, dar care este soluția la soluția Partidului Social Democrat la această criză? Că ne aflăm într-o criză politică acum. La această criză, cu cele 40% pe care le are în Parlament, să nu uităm acest lucru. Există o majoritate care odată a pus un guvern PNL. Constituția spune să nominalizezi un premier care să coaguleze o majoritate care să guverneze țara. Noi putem participa cu un vot pentru dacă va exista un guvern apolitic, de specialiști, care să-și asume guvernarea țării până la terminarea acestui ciclu electoral. Un guvern politic tehnocrat dintr-o zonă a liberalilor nu vom susține pentru că totuși este un partid de opoziție. Dar cât de viabil mai este acum scenariul anticipatelor? Spuneți dumneavoastră mai devreme că PNL și-a dorit anticipate, aparent acum nu se mai poate. Domnul Iohannis a zis că șansele sunt sub 50%. Eu cred că domnul Iohannis este totuși primul și cel mai important jucător în această perioadă turbulentă politic. Și dacă dumnealui spune că șansele au scăzut, e evident că ne îndreptăm spre alegeri la termen. E foarte complicat să obții anticipatele plecând cu ele ca premiză și nu ca o consecință a unui demers politic. În Constituție, anticipatele sunt o consecință. Nu reușești să pui două guverne, atunci sigur, Parlamentul fiind fragmentat, să merge la anticipat. Dacă mergem în aceeași logică și mergem cu aceeași discuție publică, cu aceleași declarații, domnule, noi punem un guvern care să cadă, cu certitudine curtea va fi iarăși sesizată, dacă trebuie să ajungem în această logică absurdă, pentru a opri un asemenea demers, o asemenea mascaradă. Eu îmi doresc ca domnul Iohannis să vină astăzi cu o propunere de premier care să poată guverna, dacă cumva jocul politic din Parlament va duce la picarea acestui guvern și să zicem că mai pică încun, atunci da, mergem anticipat. Dar nu, să nu plece cu premiza anticipată, pentru că nu e corect. Constituția spune clar, premierul trebuie să guverneze. Dar dacă PNL, spre exemplu, va propune un premier tehnocrat? Atunci e discutabil. E discutabil? PSD îl poate susține? Sigur, este discutabil și nu pot eu să decid în numele colegilor care au această capacitate în Comitetul Executiv, dar cred, pentru că ne dorim să se oprească această criză și bătând alta la ușile noastre, avem nevoie de un guvern stabil. Și eu cred că pe o nominalizare rațională din partea președinției, PSD-ul poate să voteze pentru. Revin aici la alegerile anticipate. PSD inițial nu a susținut varianta de alegeri anticipate. S-a răzgândit, a susținut varianta. Acum, care e situația? Nu e mult spus susținut. Toate declarațiile publice ale PSD-ului au fost nu ne e teamă de anticipate. Sigur că sunt... Păi inițial vă era teamă? De ce nu a susținut? Tot timpul ni s-a spus, domnule, PSD-ul nu vrea anticipate pentru că ne e teamă. Nu, PSD-ul nu vrea anticipate pentru că anticipatele generează o criză politică din nimic. Anticipatele înseamnă austeritate, pe lângă alte motive care țin de scor electoral și așa mai departe, anticipatele vin în ajutorul PNL-ului în a nu-și respecta obligațiile legale în vigoare la momentul septembrie și atunci normal că nu poți să le susții. Dar în cazul în care dinamica parlamentară ne va duce la anticipate, nu ne este frică. O să încercăm să maximizăm șansele pe care le avem, o să încercăm să maximizăm contribuția activiștilor, mesajele noastre să fie foarte bine țintite și pregătite, astfel încât să ne maximizăm șansele. Dar nu le vrem neapărat pentru că e criză, asta înseamnă criză. Dar mai e posibil scenariul ăsta? Mai e posibil? Păi, dar n-a fost niciodată. Am văzut discuții că, inclusiv acum, vă spuneam și la început, faptul că nu a trecut Ludovic Orban, da? nici măcar n-a avut un vot în Parlament. Se poate considera faptul că a picat odată guvernul Orban? Nu, el trebuie votat ca să pice. Că nu e quorum, nu s-a ținut ședință. Deci nu a existat un vot. Deci nu putem spune că a picat... Nu trebuie să mai pice două, dar anticipate în an electoral, în primul rând, n-au sens, mai sunt câteva luni. Iarăși, ca să faci anticipate, trebuie să presupunem că se întâmplă toate aceste lucruri pe care PNL-ul și le dorește și să cadă două guverne și așa mai departe. Oricum trebuie legiferat în Parlament, pentru că guvernul nu mai poate da ordonanțe de urgență,
trebuie legiferate termenele pe care le-au avut ei în acea ordonanță, care acum este contestată la curte și sunt convins că va pica. Ea a fost căzută și în Senat, urmează în Camera Deputaților să vedem ce o să se voteze acolo. Este evident că nu se poate pe termenele actuale din lege, cu 90 de zile și așa mai departe. Nu mai e timp, practic. Nu mai e timp. Ca să faci anticipate să se poată, va trebui trecută o lege cu anumite, cum să spun eu, articole clare legate de termene și așa mai departe. Și asta nu se poate face decât printr-un acord parlamentar, cum să spun eu, mare, important. Nu am văzut în acest moment nicio disponibilitate de dialog a PNL-ului. Să-i vedem că pot să se așeze la masă cu cineva să obțină acest lucru. Nu există, în afară de declarația, repet, nesusținută de fapte a USR-ului, când puteau să meargă la anticipate, n-au mers, nu prea mai e nimeni. Dar credeți că nu-și doresc, de fapt, anticipatele? Își doresc, dar ca să te transformi din ONG în partid politic, probabil că trebuie mai mult de un ciclu electoral. Dumnealor nu sunt încă lămuriți care le e menirea în Parlament. Vreo 3 ani de zile au venit cu gigafoane, cu mânuțe, fluturând mesaje. Cred că acum încep să se trezească și dea seama că dacă vor să obțină rezultate politice, trebuie să acționeze ca un partid politic. Nu cred că mai au timp să o facă și nu cred că au reușit în acest moment. Cred că s-au prins că tot ceea ce negociaseră cu PNL-ul nu s-a întâmplat. Și este un lucru foarte rău pentru PNL ca partid politic să existe această încălcare a tuturor angajamentelor. S-au angajat în scris în fața UDMR-ului că nu vor schimba legile electorale și nu vor merge pentru primari în 2 tururi prin asumare sau prin ordonanță. Scris negru pe alb, au făcut-o. Au mai asumat, s-au mai asumat. Bine, că a picat odată cu guvernul proiectul. Păi da, dar nu te duci să o faci dacă te-ai angajat într-o negociere politică să nu o faci. Cu ALDE mai au în protocolul lor lucruri foarte ferme pe care au promis că nu le fac și le fac. Bine, am văzut că mai nu fac racolări de la ALDE. A fost la punctul 12, că citisem și eu astăzi declarația domnului Tăricianu, la punctul 12 din protocolul lor se spune că nu se fac racolări reciproce. Deci cu cea mai mare nonșalanță încalci un protocol semnat de președintele în vigoare al Partidului Național Liberal și iei oameni de la PNL. Cine mai poate avea încredere într-o promisiune a PNL-ului? Cum pot ei coagula acea majoritate de care au nevoie pentru a-și atinge scopul în contextul în care în fiecare zi mai calcă câte ceva din ce promis? Spuneați dumneavoastră, Adinauri, că Partidul Social Democrat va avea întâlnire astăzi cu Pro-România, partidului Victor Ponta. În ce relație mai e PSD-ul acum cu Victor Ponta? A fost o ușoară apropiere, cel puțin domnul Ciolacu. Victor Ponta la aceeași conferință de presă. A fost o surpriză. Da, atunci când l-au nominalizat pe domnul Pricopie. Ce să înțelegem? Domnul Marcel Ciolacu a spus foarte frumos, ieri suntem într-o fază de reconstrucție a încrederii. Și eu cred că, sigur, dacă și toți colegii vor fi de acord în forurile statutare ale partidului, eu cred că o alianță de orice fel cu Pro-România pentru alegerile locale și generale poate fi benefică. Pentru că ne adresăm aceluiași electorat. Cred că în contextul în care reușim să ne înțelegem, 1 plus 1 poate să facă mai mult decât 2, dar este o părere personală, decizia este valoare. Se îngroape securea războiului, că ne amintim că au fost declarații, ba din partea domnului Victor Ponta, ba de la PSD. Domnul Ponta a exagerat în anumite exprimări, am avut și din partea noastră colegi care își spun ceea ce gândesc. Adică, da, ne amintim doamna Olguța Vasilescu, spre exemplu, declarația dânsei. Mihai Tudose a mai avut păreri, dar până la urmă trebuie, indiferent de lucrurile pe care le ai personal de împărțit cu cineva din spectrul politic, trebuie totuși ca în integralitate Partidul Social Democrat să dea un semnal coerent. Și dacă decizia va fi luată într-o anume direcție în forurile statutare, atunci toată lumea se va alinia la acea decizie. Se va da un vot în... Sigur că da. Sigur că se va da. Unde? Da. Se va da un vot. Probabil că acest lucru se va discuta după Congres. Probabil că în una din moțiunile care se vor depune la Congres, că eu sper să fie mai mult decât una singură, subiectul alianțelor să fie trecut în moțiune și atunci, odată cu votarea moțiunii și echipei câștigătoare, să fie asumată și direcția de mers în ceea ce privește alianțele. Și atunci nu poți să stai izolat în politică. Și oricum noi am decis că la nivel local
oamenii noștri să-și facă ce alianțe consideră necesare pentru a putea să câștige. Mai rămâne decizia la nivel central, la nivelul Bucureștiului, de exemplu? Dar l-ar primi Partidul Social Democrat înapoi pe Victor Ponta? În partid? Păi trebuie să vrea și Victor Ponta. Eu nu cred că el își mai dorește să toarcă în PSD. Nu i-a făcut PSD-ul această ofertă? Nu. Până acum? Nu. A făcut-o oamenilor care au plecat din diverse motive. Au fost unii dați afară, au fost unii care au crezut ei că nu se mai regăsesc în ceea ce făcea PSD-ul sub conducerea anterioară. Pot să se întoarcă înapoi. Domnul Ponta este președinte de partid. Să se întoarcă cu adeziune la PSD e puțin probabil. Poți să te gândești la fuziuni, la absorpții, la alianțe. Exact. Astea sunt discuții de purtat. Dar nu-l văd pe domnul Ponta cu pixulețul și cu adeziunea la PSD. Dar cei din PSD ce spun de această variantă? O alianță cu Victor Ponta la... La cexurile la care am participat, locale, la majoritatea vorbitorilor au spus că nu putem sta izolați și că e normal să ne căutăm alianțe. Specific pe Pro-România, sigur că se vor lua decizii punctuale pe acest partid în congres sau mai după congres. Știu că sâmbătă va fi un congres, da, al Partidului Social Democrat. Congresul. Congresul Partidului Social Democrat. Acum vedem, coronavirusul nu va influența în vreun fel. Să dacă înțeleg, se întâmplă să se... să vină cazuri și să fie carantine în țară, probabil că vom lua o decizie de ultim moment de amânarea congresului. Dar eu aș vrea să se întâmple pentru că urmează o perioadă foarte complicată politic și e nevoie de conducere. Dumneavoastră veți candida la vreo funcție la acest congres? Eu sunt foarte fericit cu poziția de senator, cu poziția de purtător de mesaje a partidului și nu. E de vreme, poate. Nu am decât 3 ani jumate la vârful politicii, am 30 de ani în PSD. Nu. Eventual, dacă mi se va face vreo propunere din partea candidaților să participe vreo listă, atunci să mă voi gândi. Dar nu îmi doresc neapărat și cred că pot ajuta și din poziția de membru. Deocamdată am văzut că domnul Marcel Ciolacu este cel care vizează funcția de președinte al partidului. Mai există și alți doritori în partid? Există așa, cum să spun eu, zvonuri că ar mai fi. Îmi doresc foarte tare să fie, pentru că asta înseamnă o competiție. Dacă nu-ți convine ceea ce face Marcel Ciolacu sau ceea ce gândește pentru viitor Marcel Ciolacu, vină în teren și propuneți alternativa ta. Și cine atunci, și-ar mai dori? Nu am auzit cu nume și prenume pe cineva să spună da, eu vreau să fiu acolo. Dar au tot fost tot felul de variante. Auzisem de domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu a declarat în nenumărate rânduri și Marcel Ciolacu la fel că nu se vor contracandida. Deci probabil că dacă domnul Grindeanu va decide să facă pasul, va face în echipa lui Marcel Ciolacu. De poate fi Liviu Pleșoianu, poate fi Eugen Teodorovici, sunt variante de echipe, da, care s-au vehiculat. Dumneavoastră pe cine l-ați susține? Este o întrebare cu răspunsul știut. Domnul Ciolacu. Pe Marcel Ciolacu este liderul meu de filială de la Buzău, este omul care a reușit să facă din PSD Buzău o organizație model. Eu la un moment dat spuneam într-o conferință de presă de la Buzău că mi-aș dori ca exemplu de bune practici al PSD Buzău să fie rostogolit în țară. Acum mă bucur că PSD Central ne-a luat și modelul și omul și atunci firește că știind ce a făcut acolo, sunt convins că va putea face lucruri bune și la nivelul acela. E un tip ok, e membru fondator al partidului, a trecut prin absolut toate etapele până la aceasta. Este un foarte bun negociator, este un tip echilibrat. Are... Ce are în plus, domnul Ciolacu, față de ceilalți foști președinți ai PSD? Au tot fost înlocuiți în ultima perioadă președinții partidului. Are o calitate care e destul de complicat de gestionat de partid în acest moment, care acea calitate se cheamă deschidere totală și democrație. Înainte nu era? După vreo 20 de ani și mai bine de primit indicații de așa se face, așa se drege, când se deschide posibilitatea de a fi parte la decizie, de a intra în ușa lui Marcel Ciolacu la Camera Deputaților, este deschisă permanent. Oricine vrea, intră, vorbește, spune părerea, iese, nu mai există niciun fel de... Cum să înainte spunem. Era o cenzură? Nu, era foarte greu să intri în contact direct deschis cu conducerea partidului.
se transmiteau deciziile de sus, când întrebai de ce așa, păi așa s-a zis și cam aia era. Și PSD-ul fiind trebuia să te supui, practic, deciziile. PSD-ul era un partid disciplinat, sigur se mai auzeau voci, printre care și a lui Marcel Ciolacu, care criticau anumite lucruri care se întâmplau acolo, dar lumea în general mergea pe o decizie venită de la vârf. Acum lumea este partea deciziei. Și e greu așa, știi, să-ți asumi și responsabilitatea care vine o dată cu ceea ce spui. Pentru că atunci când ai un tătuc undeva și tu ești prin tribune și știi că trebuie să te supui, mai cârtești, mai zici că nu-i bine. Nu, acum spune cum vrei. Și dacă spui cum vrei și se decide că așa e bine, asumă-ți și responsabilitatea că ai participat la această decizie. Dar cât de mult s-a schimbat Partidul Social Democrat după Viorica Dăncilă? Ultimul președinte al PSD. Eu zic că s-a schimbat foarte mult pe multe planuri. Primul ar fi planul, cum să spun eu, direcției lor pe care Partidul Social Democrat a decis să meargă. Odată ne-am reintegrat în familia europeană. Ne-am reafirmat cu tărie apartenența la curentul euroatlantic la care am fost, cum să spun, părinți fondatori. Că în și cu sprijinul, în perioada PSD-ului și cu sprijinul PSD-ului, am fost primiți membri NATO, am fost primiți în Uniunea Europeană și așa mai departe. Ne-am redeschis filialele. Există în acest moment o democrație așa cum trebuia să fie. Sunt voturi pe bune în toate filialele pentru conducerile respective. Ați văzut, la Satu Mare a fost de două ori balotaj. Au câștigat oameni prin competiție directă și corectă la Argeș, la Dâmbovița. De exemplu, doamna Rovana Plumb a pierdut la Dâmbovița. Competițiile erau aranjate? Erau destul de influențate. Nu știu dacă neapărat aranjate, dar dacă se trimitea așa pe surse, șeful deci fiecare își punea favoritul. Nu știu dacă favoritul, că sună destul de vulgar, dar puteau să se impună oameni prin, de la centru. Lucru care nu este corect, pentru că oamenii din fie, cum de asemenea se concediau oameni de la centru. Adică dacă am o filială care muncește, care se bate pentru rezultatul respectiv, care înseamnă ceva echipa respectivă pe plan local, nu pot să o instalez de la București sau să o decapitez de la București. Lucrurile astea nu se mai întâmplă. Deci asta este o zonă în care Partidul Social Democrat s-a schimbat și s-a schimbat în bine. A doua zonă este zona de comunicare. Nu mai mergem pe teme parazite și care nu sunt în agenda publică. Am tras-o și încă o tragem pe tema justiției, unde culmea nici n-am făcut nimic. Adică n-am modificat nici coduri penale, nu l-am scăpat nici pe Liviu Dragnea de pușcărie, dar totuși această emblemă de partid care luptă cu justiția ne-a chinuit și ne va mai chinui o perioadă de timp. Dar temele astea nu mai există în discuție. Vedem, de fapt, teme anti-justiție și anti-europene din nefericire și total surprinzător din partea PNL-ului. Ludovic Orban, care e pe cale să piardă tot, nu că ar fi meritat ceva din ce are acum, începe să strige că decizia Curții Constituționale este ineptă. Păi dacă ajungem să relativizăm toate instituțiile acestei țări, să spună domnul Orban să dea o ordonanță de urgență că adevărul e la el și atunci înțelegem ceva. Numai Partidul Social Democrat nu mai face greșeli din astea. Și am învățat lecția. Instituțiile se respectă, chiar și atunci când nu-ți convin deciziile, trebuie să te pliezi. Sper din suflet ca alegerile care vor veni, oricând vor fi ele, să clarifice scena politică și să putem în 3 ani, fără campanie electorale, este așa o respiro cum n-am mai avut în România, să poți să faci reformele esențiale pentru țară. Și poate inclusiv PSD-ul să colaboreze cu PNL-ul pe schimbarea Constituției și pe proiectele cu adevărat importante de infrastructură, de sănătate și așa mai departe. Este un an, într-adevăr, extrem de important în care vom avea alegeri parlamentare și alegeri locale. Și-a impus Partidul Social Democrat vreo țintă anume? Nu știu dacă va rezulta o țintă în urma Congresului. Eu nu știu să avem o țintă cu cifre clare, dar ne propunem să fim câștigătorii alegerilor care vor veni.
Este foarte greu. Venim cu un handicap foarte mare. Au fost momente în trecutul foarte recent în care Partidul Național Liberal se dusese chiar spre 45%. Acum au ajuns și dânsii cu 3 în față. Noi ne apropiem de 3 în față. Dacă vreți o țintă cu numere, probabil că un scor politic, scor politic la local înseamnă ceea ce se votează la consiliile, la Consiliul Județean sau Consiliul Municipal. Să avem un scor cu 3 în față. Deci peste Adrian Năstase a guvernat cu scor politic de 37%, de exemplu. E foarte greu să replicăm ceea ce s-a întâmplat în 2016, dar avem o organizație extrem de disciplinată. Vom avea un leadership ales, sper, performant de duminică încolo și cred că putem să fim un pericol pe care nici PNL-ul nu și-l imaginează în acest moment. Poate fi Marcel Ciolacu cel care să restarteze așa partidul și să-l ducă din nou pe val? Poate fi, cu condiția ca partidul să înțeleagă că într-o conducere democratică răspunderea și contribuția la decizii este a fiecăruia. Pentru că în momentul în care deschizi partidul la modul cum o face Marcel Ciolacu, trebuie să te implici și trebuie să fii acolo, să decizi, să-ți asumi deciziile, mergând pe ideea de echipă. Marcel Ciolacu a spus în nenumărate rânduri, nu va mai fi un tătuc la PSD. Când nu va mai fi un tătuc la PSD, echipa contează foarte tare și îmi doresc ca Marcel Ciolacu să vină cu o echipă la congres foarte bună și puternică și să venim și noi pe capacitățile noastre din județe, din Parlament, în sprijinul acestei echipe și să reușim să câștigăm. Cine ar trebui, din punctul dumneavoastră de vedere, să se regăsească în această echipă alături de Marcel Ciolacu? Pe cine vedeți? Nu m-a întrebat el și m-a întrebat dumneavoastră. Nu, nu pot să dau nume. Sunt foarte mulți oameni valoroși. Deja sunt niște nume care s-au vehiculat. Gabriela Firea cred că va face parte din echipa lui Marcel. Paul Stănescu, dacă va dori să continue, va face parte din echipa lui Marcel Ciolacu. Și sunt foarte mulți, cred că vor fi foarte multe surprize, pentru că Marcel Ciolacu a promovat foarte mulți tineri. Și puteți să-i vedeți peste tot. Puteți să-i vedeți la televizor, pe oamenii care acum poartă mesajul PSD-ului și care sunt fețele noi pe care le-am dorit. Domnule Romașcanu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag alături. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim.